IMM-uri, fiți gata, start! Cam așa a arătat această zi pentru bărbații dispuși să-și ajute nevestele înainte de Paște. Au simțit că îi lasă picioarele de la stat la coadă și că li se lungesc mâinile de la atâtea plase. Evident, după ce au trecut pe la patiserie, băcănie și piață. Cei care au vrut să fenteze aglomerația au pasat responsabilitatea magazinelor online și curierilor. Fiecare leu contează, mai ales că pentru masa de sărbătoare este nevoie de multe. Așa că, prin piețe s-au purtat negocieri strânse. Mi-am cumpărat mieluțul de săptămâna trecută. Fata prevăzătoare, ca să nu stau la cozi. Și în afară de ciorbiță? Un drop, ceva? Nu, nu fac, cumpăr. Doar că, din dorința de a câștiga mult și repede, unii au uitat că Paștele este și despre a fi mai buni unii cu ceilalți. Nu-mi place la mine. Acum să nu, că sacră mea muncit cu mata. Aha, să dau cu 15 lei. Alții, în schimb... Dați numai o secundă. Așa, cineva dă cu banii de zvârlita, ia dumneavoastră, când pică. Totul, mai am dreptul la două încercări. Altfel, fiecare a încercat să se strecoare printre tarabele încărcate și chiar să înnoate în marea de sacoșe Doldora. În piețe, bărbații au avut astăzi întâietate, s-au ghidat după lista dictată acasă de neveste. De-abia acum am venit, sper să termin cât mai repede. A, deci aveți cu ingrediente, da, cu un mod de preparare? Da, mărar, pătrunjel. Cine v-a făcut lista? Nevasta, cine poate să facă? Comanda. Cine urmează la comenzi? Bună ziua! Aveți măruntule 20 de dolari? 443 și 40 de bani. S-au format cozi și la cofetării, brutării ori băcănii. Deși e abia joi, unii au ridicat deja pasca și cozonacii. Să fie siguri că vor avea duminică. De când ați făcut comanda? Din 20 martie. Nu mi-e teamă de nicio aglomerație. E chiar o bucurie să fim împreună cu toți, să ne bucurăm pe atmosferă plăcută. Da. Chiar și așa, dacă e umăr la umăr, cărucior lângă cărucior. Faptul că vine Paștele este, nu mai contează. Cei mai comozi preferă supermarketurile online. 600 de angajați ai unui singur magazin online au împachetat și livrat toată ziua sacoșe pline cu mâncare. Peste 8.000 de comenzi cu produse alimentare vor pleca numai din depozitul acestui supermarket online din capitală, astăzi și mâine, în joia și vinerea mare. Vedeți, sunt rafturi întregi cu 10.000 de produse pregătite să ajungă la cei care își doresc o masă bogată de Paște. Vorbim de o dublare a comenzilor pentru noi. La carnea de miel am avut un preț foarte, foarte bun, vorbim de 38 de lei kilogramul. În cazul în care ați lăsat pe ultima 100 de metri cumpărăturile, trebuie să știți că multe dintre magazine și-au prelungit programul, iar unele vor avea deschis mâine până la miezul nopții. În prima zi de Paște, supermarketurile vor fi închise.